Am crezut că acea listă de cumpărături, subiectul acesta a fost depășit, în schimb a fost rediscutat la capricii și din nou s-au încins spiritele, ba chiar mai mult decât în emisiunea live de astăzi. Doamna Gabriela spunea că de fapt mama și mireasa săptămânii sunt lidere și trebuie să întocmească acea listă de cumpărături. Maria a spus că gata, nu se mai bagă nicio listă, nicăieri era vizibil, supărat și nervoasă și spunea doamna Gabriela să nu mai fie căpoasă și a zis, ba da, sunt căpoasă, așa vreau să fiu și încerca să-și exprime punctul de vedere. Totul aparent de la fructele acelea de mare, iar concluzia așa invitatilor a fost cum că s-a format un grupuleț, Andreea Primera spunea asta, și dau cumva în Delia că dacă ar fi fost vorba despre altcineva care ar dori fructe de mare, n-ar fi atâta tam-tam. Delia spunea că voia să comande acele fructe de mare să facă niște paste pentru mai multe persoane din casă, pentru cine dorea să mănânce, nu doar pentru ea și Liviu și apoi a fost adus în discuție subiectul legat de banii cheltuiți pe țigări și spuneau că au comandat șase pachete, ori 30 de lei pachetul, 180 de lei, aproape cât bugetul unui concurent pe săptămână a punctat doamna Gabriela.